cimitir la marginea Craiovei, înspre drumul de ocolire, șoseaua de centură. Vedem că nu are loc de depozitare a gunoiului. Și ia uitați-vă gunoiul inflamabil cum e depozitat pe marginea drumului. Cineva neglijent sau rău intenționat de pe carosabil poate să arunce un muc de țigară încoace sau chiar un chibrit și să ia foc satul. Caute atunci scuze și vinovat sau țapii spășitori. Oare cine e vinovat? Cine administrează cimitirul ăsta? Acolo după colț Petru cu Pavel se pupă, se îmbrățișează cel puțin și Gabriel îi păzește. Sau îi invidiază. Dar nu știu cine are grijă de cimitir. Deci este un tomberon la intrare. A, uite și aici se pupă. Se iubesc, cum să nu se pupe? Lada de gunoi e plină. Nu are cine să o evacueze, dar pericolul de la drum rămâne. Nu scrie al cui cimitirul, aleea Calea București. Pericol public. Poate să zic că nu e gunoiul nostru, e peste drum. Das lumânări, chestii de țintirim. Sigur e al vostru, uitați-vă în ce hală și cimitir. Mama voastră de enoriaș. Magazin de rovere lângă țintirim. Și aici surse de poluare și de infecție. Acu' e fi vina. Betonierile cam încarcă mai mult decât permite legea și nimeni nu stai să-i verifice. Ia uitați-vă cât beton se varsă aici când pleacă din loc. Dacă ar prinde poliția și ar amenda măcar cu 1-2, ar învăța minte și n-ar mai supraîncărca. Asta a pornit încet șor ca să nu curgă și de la el. Bravo! O tonă de beton aici. Și sunt obstacole. Poate să creeze situații de accident. Un pieton care oricum n-are trotuar pe aici, dacă merge noaptea sau nu-i foarte atent sau nu vede foarte bine, se împiedică și cade ori în șanț, ori sub roțile mașinilor din cauza denivelării celea ilegale. Dar cui să-i piesă? Administrația locală și poliția din Craiova are altă grijă.